Sute de legumicultori din județul Buzău așteaptă ajutor de la stat. Este vorba despre cei care cultivă tomate în spații protejate, dar și de buzoienii care cultivă usturoi. Sute de cereri pentru acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul celor două programe derulate la nivel național au fost deja depuse la Direcția Agricolă Buzău. Județul Buzău se derulează în continuare programul minimis pe tomate și pe usturoi. Până la 15 mai noi primim dosare la Direcția Agricolă pentru înregistrarea beneficiarilor. În momentul de față, pe programul de tomate avem înregistrați aproximativ 550 de beneficiari și 60 pe programul de usturoi. În continuare, mai sunt aproximativ 8-9 zile când aceștia pot să mai depună și din semnalele care noi le avem, se pare că acest număr va fi mult mai mare. Specialiștii instituției continuă în aceste zile verificările pe teren în baza notificărilor scrise transmise de beneficiari. Până în prezent, un număr de 20 de producători agricoli sunt prezenți cu tomatele din producția proprie în piețele agroalimentare din județ. Reamintim producătorilor agricoli interesați că depunerea cererilor pentru accesarea celor două ajutoare de minimis se poate face până la data de 15 mai. Susținem produsul românesc pentru a cumpăra de la noi producătorii care muncim de o viață întreagă. Pentru săptămâna viitoare, ardei iute, varză și peste două săptămâni, trei, ardei gras. Bulgăresc. Ăștia sunt pariți cele mai timpuri pentru primăvara. Până acum nu am avut soiosa, dar acum am avut pentru că le avem la centra, adică cu căldură, la tronsoare. Și precosul l-avem direct la tot la tronsoane, dar fără căldură. Deci în pământ și atât. Cu căldura de la soare. De unde sunteți? De la Izbiceni, Olt. De cât timp veniți la piață? Păi am 45 de ani. De când veniți în piața Cibin? De când viu în piața Cibin, nu aici. Câți ani aveți? Eu am 67 de ani. Doamne ajută, să fii sănătoasă. În septembrie împlinesc, 29 septembrie. Astăzi vom discuta despre principalele lucrări aplicate răsadurilor de plante legumicole. Acestea se referă în principal la dirijarea factorilor de microclimat, la udările aplicate culturilor, fertilizările faziale și combaterea bolilor și a dăunătorilor. Principalul factor de risc în producerea răsadurilor reprezintă intensitatea scăzută a luminii. În această perioadă, intensitatea luminii este scăzută în perioada de producere a răsadurilor și atunci toți ceilalți factori de microclimat se dirigează în funcție de intensitatea luminii din exterior. Dacă intensitatea luminii este scăzută, adică nebulozitatea este ridicată, este nouărat afară, atunci temperatura se reduce, udările se fac cu cantități mai mici de apă, fertilizările se stopează. Dacă intensitatea luminii este ridicată, atunci și temperatura se ridică undeva cu 2-3 grade Celsius, în funcție de specia respectivă și faza de vegetație a răsadului. Temperaturile de microclimat sunt în jur de 18-20 de grade Celsius, în funcție de specie. Tomatele vor undeva la 22-24 de grade Celsius. Cucurbitaceele, castraveții, pepinii galbeni, pepinii verzi vor undeva la 24-25 de grade Celsius. Dacă discutăm de specii cu cerințe mai reduse de temperatură față de acest factor, varza timpurie, conopida timpurie, broccoli, salata, acestea au nevoie de 12-14 grade Celsius, mai mult sau mai puțin în funcție de intensitatea luminii. O grijă deosebită trebuie acordată și fertilizărilor faziale, ce se aplică speciilor legumicole în această fenofază. De obicei se efectuează undeva la una, două fertilizări faziale în toată perioada de producere a răsadurilor cu fertilizatori foliari sau chiar cu fertilizatori care se aplică pe substrat. De obicei, noi la pregătirea substratului nutritiv folosim pe lângă turba componentul de bază, deoarece aceasta este liberă de agenți patogeni, de dăunători, de semințe de burieni. Pe lângă turbă mai folosim și
un pic de orgevit sau italpolină. Acesta este un gunoi de pasăre deshidratat. De asemenea, nu conține agenți patogeni, nu conține semințe de burieni, ceea ce ușurează foarte mult lucrările de întreținere a culturilor, deoarece nu mai efectuăm plivitul burienilor, bolile sunt mult mai puține și pe lângă, deci folosim turbă, italpolină sau orgevit și mai folosim și micosit care ajută la o rădăcinare mai bună a speciilor legumicole în această fenofază. Mai mult porumb și mai puțin grâu. Așa se anunță producțiile de cereale înregistrate în acest an în județul Buzău. Acestea ar fi de altfel primele concluzii după ce comisiile speciale trimise de Direcția Agricolă și reprezentanții prefecturii în aceste zile pe teren pentru a constata pagubele provocate de secetă. Mai exact, până acum specialiștii au controlat jumătate din suprafața însămânțată în toamnă, respectiv cu grâu, orz de toamnă, rabiță și triticale, iar rezultatul arată că sunt suprafețe arse de secetă în proporție cuprinsă între 50 și 100%. Circa 20% din suprafețele cultivate cu grâu au fost distruse, motiv pentru care agricultorii au anunțat că vor întoarce cultura și vor cultiva porumb. Referitor la vreme și la seceta extremă care a fost pe județul Buzău, pot spune că am luat inițiativa împreună cu prefectura și am realizat în prima fază 6 comisii, iar la solicitarea noastră a Direcției Agricole ne s-au mai acordat încă 6 comisii, care la ora aceasta sunt prezente pe teren și pot spune că în aproximativ 3-4 zile vom trece în revistă toate terenurile din județul Buzău care au fost afectate de acest fenomen, urmând ca acolo să facem procesele verbale. Odată cu suplimentarea numărului de comisii, activitatea de evaluare a pagubelor se va desfășura mai rapid și în folosul agricultorilor, care, profitând de precipitațiile căzute în ultimele zile, pot trece la etapa de întoarcere a culturilor. Este important de reținut că astfel de lucrări agricole pot fi demarate după etapa de evaluare a pagubelor, care le dă posibilitatea să primească despăgubiri de la guvern. După ce se vor finaliza inspecțiile din teren, situația completă va fi adusă și în atenția membrilor Comitetului pentru Situații de Urgență, apoi va fi transmisă către Ministerul Agriculturii. Ce vrei să transmiți autorităților? Urgent? Ai nevoie de ceva? Ai găsit o soluție? Dă-o mai departe, în scris. Și nu te duce cu vorba la vecini. Și nici la rude. Stai în gospodăria ta. AgroTV te ține conectat cu lumea agriculturii. AgroTV te ascultă. AgroTV este vocea ta. Trebuie să fie permanent prioritar sectorul ăsta, mai ales într-o țară ca România și vrem, nu avem control. Deci toată lumea o să pună mare accent pe, și din păcate că totuși e prea târziu, așa ne lăsăm în al 9-lea ceas să devină prioritar. Aici trebuie ca lumina ochilor agricultura să fie, cum spunea până în 89, nici o palmă de teren să rămână necultivată și exploatat tot. Eu mă repet, că am mai declarat lucrurile astea, nu trebuie să se exporte cereale, trebuie să se exporte materie primă, să se exporte pâine, carne, nu laptele, să se exporte brânza și produsele finite, pentru că în cazul ăsta, dacă zici materia primă, ce-ai făcut? Unde este profitul? Inexistent. Și este păcat să nu avem să procesăm mălai, făină și alte bunuri care ies din produse, care poate să iasă din produsele astea, din cereale și așa mai departe, lapte și alte lucruri. În toate domeniile, dacă există implicare, mai ales în domeniul ăsta care depinde de el, e hrana noastră cea de toate zilele. Vrem azi mâncare. Se poate trăi fără mâncare sau puțină mâncare? Nu. Celelalte bunuri se mai pot amâna. Dar dacă nu e potorul pe masă, este omul cu furca în stradă, că fără asta nu se poate. Și așa vrem, nu vrem, indiferent cât de lăsători suntem, aici nu putem să lăsăm garda jos.
În ceea ce privesc horticultorii, noi am vedea și aș vedea un suport rapid acordat pe o campanie prin care să cumpărăm produse românești. Suntem parte din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o piață liberă. A existat acum câțiva ani de zile o lege care unii au considerat că este bună, alții au considerat că nu este bună. Nu o să intru poate în polemică. Asta, legea 3.2.1 s-a numit, care în esență spunea că produsele proaspete în orice magazin, în marile lanțuri de magazine, este nevoie să fie într-o proporție de 50%, dacă am amintesc corect, sau 51%, din lanțul scurt de aprovizionare. Asta înseamnă că dacă sunt în București, pot să iau și din Rusia, să iau din jurul Bucureștiului produsele proaspete. Deci asta s-a lansat, după care lucrurile n-au mai continuat într-o direcție. Este părerea mea, și de asta o menționez, un exemplu bun prin care consumatorului român îi se facilitează accesul la produse românești, iar produsele românești au un acces mai facil la raft. Încă o dată, suntem într-o piață liberă și milităm pentru o piață liberă europeană, însă trebuie să recunoaștem că structura de comerț din România, dacă luăm mai ales produsele alimentare, depășește 50% pondere în lanțurile mari de magazine, ceea ce nu e un lucru bun. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Implică-te! Află detalii pe azdar.ro și trimite-ne ideile tale. Spune-ne cum să schimbăm împreună lucrurile. Un proiect Azda susținut de AgroTV, ProfitTV, LucPlus, Profit.ro și Agropres.ro. Pe lângă problema subvenției, nu există nicio continuitate, ori investițiile sunt foarte mari, lucru care îl poate confirma și domnul Cristescu, într-o fermă specializată, eu la momentul de față am 180 de capete și investițiile sunt foarte mari, ori neavând o siguranță cu privire la suma acordată pe anul viitor, peste 2 ani, peste 3 ani, se scad fără niciun fel de logică, n-ai cum anticipa, implicit și planul de afaceri ți este dat peste cap. Dar nici nu poți să faci un plan de afaceri, că nu ai după ce să te iei, adică... Ce e valabil azi, nu e valabil mâine, cu atât mai puțin poi mâine. Deci chiar suntem în bătaia vântului, n-are absolut nimic, nu poți anticipa. Ori, repet, este vorba de investiții foarte mari și nu putem sta efectiv ca și cu șatra, ne mutăm din stânga în dreapta, azi suntem pe carne, mâine pe lapte, azi creștem porci, mâine creștem păsări și așa mai departe. Deci nu poți să faci o schimbare radicală în punctul de vedere a business-ului pe care îl desfășori din cauza investițiilor. În momentul de față am reluat această campanie de primire a cerilor unice de plată, dar altfel să spun așa, întru totul online. Toți acei beneficiari care API are în baza de date, respectiv 844.000 de fermieri, toți aceia primesc o anumită invitație să se prezinte la API. Dar în momentul de față, cum nu pot să se prezinte, împreună cu Ministerul Agriculturii a fost emis un ordin prin care se primesc online. Adică toți beneficiarii pe localități sunt transmiși către primării, primăriile emit în calup adeverințele către APIA, iar fermierii sunt sunați de către responsabilul de cerere. Pentru fiecare fermier este sunat și pe această cale rog pe fermier să răspundă la telefon, astfel încât să poată închide cererea de plată. De asemenea, era vorba de unul dintre documente este acea adeverință care spuneam că o transmit primăriile. De asemenea, trebuie să aibă contul bancar activ. La fel, am luat legătura cu toate băncile comerciale care păstrează și conturile rămân active pentru cei care au avut în anul anterior
și nu trebuie să mai deplaseze nici la bancă pentru a-și lua un extras de cont pentru a demonstra că contul este activ. Deci, fermierul este sunat de către funcționarul APIA, care îi spune că a primit adeverința de la primărie cu suprafața X și fermierul trebuie să confirme, să spună ce fel de culturi sau ce va face pe suprafața respectivă. Funcționarul îi pune întrebarea dacă este de acord ca el să-i actualizeze cererea și să-i închidă. Acel mesaj este înregistrat în sistemul informatic, astfel încât cererea este închisă și fermierul nu trebuie să mai meargă la APIA pentru a-și depune această cerere. Iar până în momentul de față au fost depuse peste 456.000 de cereri pentru o suprafață de 3.120.000 de hectare. Având în vedere că este un an dificil cu această pandemie, s-a acceptat ca cererile pot fi depuse până în data de 15 iunie inclusiv, fără penalizări. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va deschide începând cu data de 11 mai 2020 sesiuni de primire a proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care se sprijină investiții pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane în România. Este vorba de măsura 5, refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale, sesiune care se va desfășura în intervalul 11 mai ora 9, 31 iulie 2020 ora 16. Suma disponibilă pentru selecția proiectelor este de aproape 17 milioane de euro, iar depunerea proiectelor se face defalcat la nivel național. Mai multe detalii legate de acest subiect le aflați dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsiți și alte informații interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă. Ce vrei să transmiți autorităților? Urgent? Ai nevoie de ceva? Ai găsit o soluție? Dă-o mai departe, în scris. Și nu te duce cu vorba la vecini. Și nici la rude. Stai în gospodăria ta. AgroTV te ține conectat cu lumea agriculturii. AgroTV te ascultă. AgroTV este vocea ta. Trecem la problemele specifice care au apărut ulterior, odată cu pandemia, care s-au acutizat odată cu seceta, respectiv pierderea unei părți importante din piață. Noi, ceea ce producem noi, o parte din animalele noastre plecau la îngrășătorii în Europa. Se consuma carne de calitate la restaurante unde se cerea, începuse o cerere pentru ceea ce producem noi. Ori gândiți-vă că această piață a căzut brusc. În condițiile în care piața a căzut, prețurile deja sunt în scădere accentuată. Din punctul nostru de vedere, la noi, abia în toamnă se vor vedea efectele, pentru că, în general, fătările le avem grupate iarna și vindem toamna, după înțărcare, respectiv octombrie-noiembrie. Deci noi abia atunci vom avea probleme reale, sau noi deja știm că va fi o problemă, pentru că vedem cum e piața. În aceste condiții, ne-am trezit dintr-o dată cu o creștere foarte mare a prețurilor la furaje, cu lipsa forței de muncă, pentru că deja sunt foarte multe zone, foarte mulți colegi care nu au mai avut de unde să-și ia muncitorii și în condiții de siguranță și în condiții de limitare a mișcării. Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a municipiului București, au efectuat peste 2000 de controle în unitățile de industria agroalimentară, care desfășoară activități în domenii precum fabricarea alimentelor de morărit, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și în unități de depozitare a alimentelor. Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost
dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100.000 de lei. În timpul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator, urmărindu-se prezența și încadrarea calității produselor alimentare în limitele maxime admise privind prezența de reziduri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise în alimente. Iedera, Hedera Helis. Iedera este cunoscută încă din antichitate, se spune că chiar zeul veseliei și al beției Dionisos se înconjura cu această iederă. Iedera este utilă în bolile respiratorii și se poate face o infuzie din o linguriță de frunze la o cană cu apă și se beau 2-3 căni pe zi. Atenție să nu depășim doza, deoarece poate să fie toxică. Iedera se mai poate folosi de doamnele care au celulită prin punerea frunzelor fie crude, dar cu mare atenție dacă cumva se înroșește pielea și ustură, abandonăm tratamentul. Deci asta la nivelul frunzelor crude, dar se pot usca frunzele, după aceea puse la înmuiat, în apă călduță și punem comprese pe părțile cu celulită. Să fim, după cum spuneam, atenți, dacă are efecte negative, să nu continuăm tratamentul. Iedera se poate recolta și acum în perioada de iarnă fără probleme. Să nu recoltăm cu mare, încă o dată zic atenție, să nu recoltăm frunzele întregi. Acelea sunt toxice. Deci recoltăm frunzele care au aspectul acesta. Domnilor și domnilor, ne revedem și în această seară cu invitații importanți, ca de obicei, aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. De la ora 20 voi dialoga cu ministrul secretar de stat Gheorghe Ștefan, dar și cu domnul general Căunei Florescu despre sistemul antigrindină, despre ceea ce poate face România în momentul de față pentru a stimula precipitațiile. Cunoașteți faptul că noi aici la Agro TV, împreună cu cei de la ASDA, susținem implementarea acestor sisteme extrem de importante, mai ales în contextul schimbărilor climatice. De la ora 21 în fața dumneavoastră vor veni doamna Carmen Avram, europarlamentar, dar și domnii Florian Ciolacu și Nicușor Șerban, reprezentanții ai Clubului Fermierilor Români. Ce trebuie să facă fermierii români pentru a câștiga mai mulți bani, pentru a primi mai multe ajutoare din partea Uniunii Europene, aflați tot în această seară aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport.